Locuiește cineva în New York? Dacă da, vreau să știți că vă invidiez. La urma urme este locul în care oamenii de știință au descoperit cea mai bătrână pădure de pe planeta noastră. Ce este atât de remarcabil la această pădure? Poate părinții fondatori ai Statelor Unite au plantat primii copaci acolo, deloc. Încearcă să cauți mai adânc și mai departe în timp. Vârsta acestei păduri este de aproape 400 de milioane de ani. Deci ce a distrus-o și ce creaturi incredibile obișnuiau să locuiască în această pădure din New York? Deși copacii au o durată a vieții record, cea mai lungă dintre organismele vii, existența lor este finită. Până în 2013, când un specimen din Pinus longeva, cunoscut ca și Marele Pin, Brislecon, a fost găsit în munții Albi din California și a fost considerat deținătorul recordului. Acesta are o vârstă de 4850 de ani. În 2013, un alt pin din aceeași localitate a depășit recordul având vârsta de 5070 de ani. Aceste numere se referă la copaci individuali, dar dacă luăm în considerare colonia clonală, un grup de copaci care au același sistem de rădăcini din care au crescut copaci noi pe parcursul mileniilor, atunci indicatorul de vârstă poate urca și mai sus. O colonie de 40.000 de copaci pando din pădurea națională Fish Lake din Utah se laudă cu o vârstă de 80.000 de ani. Unii copaci individuali din aceste colonii au atins și ei recorduri, ca de exemplu un Paisia Abyss numit bătrânul Chico, care crește în Suedia. Oamenii de știință de la Universitatea Umea au estimat vârsta rădăcinilor la 9550 de ani. Totuși, trunchiul este mult mai tânăr, având doar câteva sute de ani. Acestea sunt niște cifre impresionante, iar durata de viață a animalelor pălește în comparație cu asemenea valori. Pe lângă acești copaci, țestoasele bicentenare arată precum niște adolescenți. Cu toate acestea, chiar și acești pomi au limitele lor, deși nimeni nu știe exact unde sunt plasate aceste limite. În momentul de față, 5% din suprafața pământului rămâne netulburată de activitățile omului și este posibil ca plante mult mai longevive să existe undeva în tundra nordică. În plus, metoda de determinare a vârstei diferă de la un copac la altul. De exemplu, poți stabili vârsta lui Quercus Robur pe baza inelelor. Numărul acestora corespunde cu numărul de ani. Această metodă nu funcționează la majoritatea plantelor arctice. Temperaturile joase au făcut ca aceste plante să își încetinească creșterea, iar oamenii de știință au folosit alte metode pentru a le putea stabili vârsta. De exemplu, metoda fosililor, aceeași care a fost folosită în cazul pădurii din New York. Este adevărat că aici nu a fost vorba de temperaturi joase, ci folosirea acestei metode a fost determinată mai degrabă de vârsta în sine. Profesor Profesorul William Stein de la Departamentul de Științe Biologice de la Universitatea Binghamton, alături de colegii săi, au descoperit o rețea de fragmente de rădăcini fosilizate într-o carieră veche din munții Catskill lângă Cairo, New York. Sistemul radical al pădurii se extinde pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, adică puțin mai mică decât Central Park din New York, unul dintre cele mai mari parcuri urbane din lume. Oamenii de știință au descoperit 10-15 sisteme radiculare dense având rădăcini majore și laterale. Rădăcinile principale au o lungime de 80 metri și un diametru de 6-16 cm. Acestea intră în pământ la o adâncime de 1,2-1,6 metri. Majoritatea acestor rădăcini sunt Arheopteris. A nu fi confundat cu Archaeopteryx, care este specia intermediară între păsări și reptile. Archaeopteryx este primul copac de pe pământ sau cel puțin acest lucru s-a crezut până la descoperirea unei noi specii, Watieza, având o vârstă de 385 de milioane de ani. Totuși, având în vedere că pădurea descoperită este cu un milion de ani mai bătrână, Arheopteris are șansa să ajungă iar pe primul loc. Aceasta este o specie ciudată de amestec având un aspect similar cu pinul, dar frunze asemănătoare ferigilor. Înălțimea de 10 metri și trunchiul arată cu claritate că acesta trebuie să fi fost un copac mai mult, unul care a dominat pădurile devoniene în Paleozoic între 419,2 și 358,9 milioane de ani în urmă. Celălalt sistem de rădăcini, găsit în pădurea antică, aparține unei clase numite Cledaxilopsida, care are o vârstă similară cu Archiopteris. Cledoxylopsida este cel mai bine conservat dintre toate tipurile de copaci fosilizați. În 2017 a avut loc descoperirea unor bucăți de 70 de centimetri provenite de la acest tip de copaci, în care anatomia celulară era conservată. În pădurea devoniană din New York, rădăcinile fosilizate de Cledoxylopsida sunt observate lângă cele de Arheopteris. În total au fost găsite 3 tipuri de sisteme radiculare. Totuși, oamenii de știință nu au reușit să determine cu exactitate cel de-al treilea tip. Astfel a apărut o hartă care îți arată parțial imaginea pădurii care a crescut în acest loc acum 386 de milioane de ani. Pădurea devoniană de lângă Cairo era un loc mlăștinos, în plus era localizat lângă coasta maritimă și era inundat în mod regulat. Acest lucru este dovedit de rămășițele fosilizate ale peștilor. Când aveau loc mici inundații, copacii dispăreau, iar rădăcinile lor erau acoperite de sedimente, ceea ce a permis conservarea lor timp de sute de milioane de ani. Două creaturi vertebrate, ale căror numele vedeți pe ecran, au fost printre primele animale care au pășit prin această pădure. Aceste creaturi au fost primii amfibieni de pe planetă, deoarece au evoluat din pești de puțin timp și au păstrat majoritatea caracteristicilor specifice. Aceste prime vertebrate au dezvoltat plămâni și picioare și au învățat să respire aer și să meargă pe sol. Când această suprafață a fost inundată, iuripterid, cunoscuți drept scorpion de mare, înotau printre copaci. Printre ei se aflau și iuripteridai, arthropode care atingeau 1,52 metri lungime, și Eminoidea, cefalopode care trăiau pe coasta maritimă. Aceștia din urmă au dispărut în timpul Cretacicului, totuși oamenii au găsit rămășițele lor înainte ca paleontologia să devină știință. Datorită formei spiralate ciudate, cochiliile de Eminoidea erau considerate valoroase în Roma Antică și în întreaga lume. Mărimile acestora variau între 1 și 2 cm și 2 metri. Numărul de trilobites, unul dintre cele mai vechi arthropode, a continuat să scadă în perioada devoniană până când au dispărut de tot. Când au apărut primii dinozauri, această pădure de lângă New York nu mai exista. A dispărut făcând loc altor plante. La urma urmei, sfârșitul acestei perioade istorice este asociat cu una dintre cele mai mari extinții în masă. Aproximativ 19% din familiile de specii și 50% din genurile de specii care au existat în pădurea devoniană au fost șterse de pe fața pământului în urmă cu 347 de milioane de ani. În pădurea devoniană copacii au evoluat mult mai repede decât în erele anterioare, crescând de la mici tufișuri la giganți de 30 de metri într-un timp scurt. La începutul acestei perioade, arhiopterii, spre cum alte plante contemporane, ferigi, coada calului și mîțișor, se propagau prin intermediul sporilor. La sfârșitul perioadei devoniene, copacii au început să folosească semințe, o altă metodă de reproducere care în momentul de față este prezentă la majoritatea plantelor. Se poate ca răspândirea rapidă a arheopterii pe întreaga planetă să fi provocat o răcire bruscă a climatului. Cred că majoritatea dintre voi sunteți conștienți de abilitatea copacilor de a absorbi dioxid de carbon, factorul principal al încălzirii globale. La momentul respectiv, numărul copacilor creștea atât de repede încât nivelul de CO2 din atmosferă atmosfera a scăzut dramatic, afectând climatul planetei semnificativ. Doar cei care s-au putut adapta la aceste schimbări neprevăzute au supraviețuit. Pădurea antică din statul New York a dispărut de asemenea, însă îi poți citi harta rădăcinilor chiar după 386 de milioane de ani. Poate unii dintre voi vor avea ocazia să pășească în aceste locuri minunate, simțindu-vă cu sute de milioane de ani mai bătrâni decât dinozaurii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!